Salutare, dragi prieteni! Astăzi parcurgem un articol despre cercetătorii care insistă pentru utilizarea metalelor pentru a trata infecțiile. Bun, și hai să vedem ce zic acești cercetători. Dacă îți plac știrile despre metale prețioase, dă și tu un like, eventual abonează-te din interes pentru o viață de succes. Și acum să trecem la articol. Cercetătorii de la Universitatea din Berna, Universitatea din Queensland și alte instituții au demonstrat că 21 de compuși metalici foarte activi, care conțin cobalt, nichel, rodiu, paladiu, argint, europiu, iridiu, platinu, molibden și aur, pot fi utilizați pentru a trata infecțiile fungice. Da, asta e un lucru bun, adică dacă cercetătorii insistă pentru utilizarea metalelor, cu siguranță, la un moment dat, poate insistența lor vor da roade și vor folosi aceste metale pentru a trata infecțiile. Bun, într-o lucrare publicată în revista JAXA, oamenii de știință au explicat că, la nivel global, peste 1 miliard de oameni contractează o infecție fungică și, deși sunt inofensive pentru majoritatea, peste 1,5 milioane de pacienți mor în fiecare an ca urmare a unor astfel de infecții. Potrivit grupului condus de Angelo Frey, în ciuda faptului că tot mai multe tulpini de ciuperci devin rezistente la unul sau mai multe dintre medicamentele disponibile, dezvoltarea de noi medicamente a ajuns virtual într-un impas în ultimii ani. În ultimii ani bănuiesc că de la anii 2000 încoa. Această lipsă de interes este ceea ce l-a inspirat pe el și pe colegii săi să se gândească la utilizarea metalelor pentru a da o nouă viață căutării de tratamente. Opinia că metalele sunt fundamental dăunătoare pentru noi este larg răspândită. Cu toate acestea, acest lucru este doar parțial adevărat. Factorul decisiv este ce metal este folosit și sub ce formă, a spus Frey într-o declarație de presă. Mulți dintre compușii metalici testați au demonstrat o activitate bună împotriva tuturor tulpinilor fungice și au fost de până la 30.000 de ori mai activi împotriva ciupercilor decât împotriva celulelor umane. Mamă, de 30.000 de ori mai activi. Da, ți-e un lucru foarte bun. Dacă că acționează masiv, practic, în privința ciupercilor. Cercetătorul a spus că din cei 21 de compuși, cei 11 cei mai activi au fost testați într-un organism model, larvele molii de cear. Doar unul dintre compușii metalici a prezentat semne de toxicitate, în timp ce ceilalți au fost bine tolerați de larve. Într-o etapă ulterioară, unii compuși metalici au fost testați într-un model de infecție, iar un compus a redus eficient infecția fungică la larve. Speranța noastră este că munca noastră va îmbunătăți reputația metalelor în aplicațiile medicale și va motiva alte grupuri de cercetare să exploreze în continuare acest domeniu mare, dar relativ neexplorat. Dacă exploatăm întregul potențial al tabelului periodic, este posibil să putem preveni un viitor în care nu avem antibiotice și agenți activi eficienți pentru prevenirea și tratarea infecțiilor fungice. Da, ideea este în felul următor. Noi, practic, suntem străini pe această planetă. Din ce cauză? Pentru că avem mai multe microorganisme și microbi decât oameni, animale și faună la un loc. Adică tot ce ține de păduri, de frunze, de flori, de. Adică avem mai mulți microbi decât oameni, animale și plante la un loc, ca să înțelegi. Și da, să zic că practic noi suntem străini pe acest pământ, pentru că trăim într-un mediu de microbi. Și da, oricum, este un lucru bun ăsta. Să vedem dacă se vor lua măsuri. Cam asta a fost pentru azi. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!